mintea, nu mișcă, mâinile sus. Hai mai repede, mișcă-te odată că dacă nu trag. Domnule polițist, dar ce s-a întâmplat, vă rog frumos, spuneți-mi și mie, de ce mă arestați? Mafia n-are ce căuta în acest oraș, iar tu ești liderul mafiei. Nu, domnule polițist, nu sunt liderul mafiei, de unde știți chestia asta? Cine v-a spus chestia asta? Ai apărut în ziare, ai apărut și la televizor cum ai spart banca din acest oraș, nemernicule. Domnule polițist, cred că faceți o greșeală. Taci din gură, te ții arma albă la tine? Nu, nu te țin nicio armă albă. Nu pot să te cred, vreau să te percheziționez ca să mă conving. Unde ai dormit azi noapte? Aici, domnule polițist, în casă. Unde mai exact? Camera mea de la etaj. Da, se pare că nu te ții arme albe la tine, ai spus adevărul. O să te rog să mergi în camera ta de la etaj în momentul acesta, hai. Hai repede, mișcă-te odată, că n-am timp la dispoziție pentru tine. Gata, domnule polițist, urc acum, vă rog frumos să nu vă supărați. Domnule polițist, faceți o greșeală. Taci din gură, mă! Nu ți-am dat eu voie să vorbești, intră în camera aia. Păi aici intram, domnule polițist, pentru că asta e camera mea. Aici am dormit eu azi noapte. Stai pe loc și nu te mișca. Dacă te miști, apăs pe trăgaci. Va trebui să arunc o privire în camera aceasta să văd dacă deții arme albe. Pare în regulă, nici urmă de arme albe. Da, totul este în regulă. Stai pe loc și nu te mișca. Mă duc să verific și celelalte camere. Da, am verificat și celelalte camere și pare că totul este în regulă, deci s-ar putea să fii nevinovat, dar totuși va trebui să dai o declarație. Ce declarație să dau, domnule polițist? Păi va trebui să dai o declarație, precum că tu ești nevinovat. Unde vă duceți? Stați puțin, domnule polițist, stați, mai sunteți acolo? Da, stai un pic să verific zona. Ok, fii atent aici, ia declarația și... începe să scrii. Păi și eu ce trebuie să scriu în această declarație, domnule polițist? Păi va trebui să scrii că nu ești vinovat. Da, dar nu știu să completez o declarație, n-am făcut asta niciodată. Nu știu, nu mă privește pe mine. Chiar că și tu să te descurci singur, nu știu, vezi și tu. Hai, că ești băia mare, te aștept la poliție, pa! Of, o voi completa singur. Semnatul Aurică declar pe propria răspundere că nu sunt liderul a nicio mafie și nu am spart vreodată o bancă în acest oraș. Vârsta mea este de 19 ani și nu-mi doresc să mă duc la pușcărie pentru o greșeală care au făcut-o cei de la ziare și televizor. Vă rog frumos să rezolvați această problemă. Să trăiți, domn polițist, am completat declarația. Este gata, sper să o citiți cât mai rapid. Două secunde, domnule, să verific datele din calculator. Vă rog frumos să spuneți cum vă numiți. Numele meu este Aurica, am scris și în declarație. Imediat, domnule Aurica, să verific aici, să vedem dacă sunteți înregistrat în sistem. Da, se pare că sunteți înregistrat în sistem. Vă rog frumos să-mi dați declarația să o pot citi, vă mulțumesc. Deci, domnul Aurică, spuneți dumneavoastră că nu ați spart niciodată o bancă în acest oraș și că nu sunteți liderul a nicio mafie. Am înțeles. Deci, am vorbit cu colegii mei să fac o verificare și, într-adevăr, s-a constatat că a fost o mare greșeală. Cel de la televizor și din ziare nu ați fost dumneavoastră. La revedere și vă mulțumesc pentru declarație. La revedere, domnule polițist.